Iulian, sunt muzeograf la Muzeul Tinei Creva. Pregătisem o prezentare numită Destinul unui oraș onorean în vremuri de vestice. E vorba de orașul Caravat din județul Gorj. Din păcate, condițiile tehnice sunt ceva mai precare. Există și în situații de genul acesta. Dar voi încerca să vă prezint ideile principale ale acestei comunicări, acestei prezentări. Câteva cuvinte despre Carafatul la începutul secolului 20. Cum era Carafatul la începutul secolului 20? Era atestat încă din 1424. La începutul secolului 20, Carafatul era o localitate în plină dezvoltare. Câteva date. În 1912, orașul avea 7608 locuitori și 1173 de imobili, având o suprafață de 171 de hectare. Ce instituții se găseau în orașul Carafat? În același an, vorbind de anul 1912, deci cu câțiva ani înainte de primul război mondial. Păi, în orașul Carafat se găseau organele administrative ale Proșii Carafat, judecătoria de acolo, un oficiu poștal, un spital, o farmacie, doi medici, o moașă comunală, două bănci populare, iar ca stabilimente industriale, să zicem așa, se găseau două fabrici de textil, un material de tâmpărie, două cărămitării. Bineînțeles că după izbunirea primului război mondial, autoritățile române în România au început și primele pregătiri pentru intrarea țării în război și realizarea idealului național. Aceste măsuri au fost luate și în Carafat. În principal, au vizat pregătirea conceptării dublor să se realizeze un plan de mobilizare a soldaților din zonă și, de asemenea, au început să fie emise tot felul de instrucțiuni referitor la modul în care să se facă rechizițiile. La nivelul orașului Carafat, ca de altfel la nivelul oricărui localități, oraș comună din România, autoritățile principale au fost implicate în aceste măsuri, cele de rechiziții, cele de mobilizare, au fost comandații militari, în cazul orașului Carafat, vorbind de regimentul 31 Infanterie, care și-a dat reședință aici, a fost reprezentații primăriei și ai poliției orașului. În toamna anului 1916, vorbim de prima parte a lunii noiembrie, orașul Carafat a fost ocupat de către trupele inamice și iată cum este descrisă ocuparea într-un raport al autorităților din oraș către Ministerul de Interne, raport înaintat după terminarea războiului în anul 1912, iată cum este descrisă ocuparea orașului Carafat. Orașul Carafat a fost ocupat în ziua de 13 noiembrie 1916 de către trupele bulgare, care imediat au început jefuri, devastări și schingiuri asupra populației. Chiar a doua zi, cu ocuparea orașului, a început transportarea tuturor obiectelor de valoare și a mobilor din casele cetățenilor, urmând și de la primărie, obiectele și vitele arătate în tablou. Este atașat documentul, am găsit un tabel cu toate, în primul rând, cu toate obiectele, cu toate animalele ocupate de care erau în serviciul primării. Se pare că a fost un jar de proporții. Ulterior, tubele bulgare au fost înlocuite de tubele germane în orașul Carafat, acesta având și un comandant militar german. Câteva aspecte ale vieții cotidiene din oraș în timpul primului război mondial, în timpul ocupației dinamice. Păi, în orice localitate din teritoriul românesc ocupat, administrația militară germană, în principal, a impus un control foarte strict asupra libertății de mișcare a populației civile. Fiecare persoană trebuia să dețină un așa numit personal Ausweis, un act de identitate emis de autoritățile de ocupație. Deci, acest lucru era absolut obligatoriu. Călătoria în alte localități decât cea de reședință a populației civile, se putea face de asemenea pe baza unei autorizații emise de aceeași autorități de ocupație. Și chiar am găsit în arhive un document în care un om de afaceri din Carafat, Popescu Ioan, dacă nu înșel, având o moșie meridinți, solicita autorităților militare locale să-i dea un permis permanent
ca să călătorească la moșiarii mei, timp când avea interese de afaceri, trebuia să-și coordoneze muncii la picure, să călătorească el și familia lui. Bineînțeles că autoritățile respective au fost foarte măinimoase, în tehnicii mele, în sensul că pe versul acelui document se spunea foarte clar ca respectiva persoană să vină la, să vină la primărie, unde mi se va elibera un permis, da? Numai pentru el însăși, deci nu și pentru familia lui cunoscuse, și numai pentru o singură călătorie. Asta ca să ne dăm seama cât de limitată era libertatea de mișcare a populației civile din teritoriul românesc ocupat. De asemenea, și călătoria cu trenul era și mai strict reglementată, se putea face pe baza unei autorizații speciale, iar cei care se aflau în jurul regiunii zăcămituri pretoriere, pretoriferele din Ploiești, trebuiau să poarte în plus încă un alt de identitate specială. Deci, libertatea de mișcare a populației civile române în timpul primului război mondial în teritoriul român ocupat, se poate observa că era foarte, foarte limitată. O altă problemă pentru populația din Carapace, mai iarăși din toate localitățile aflate sub ocupație germană, era aceea a provizorii cu produse de strict necesitate. Asta în condiții în care se poate spune fără greșit la mult că ocuparea unui post din teritoriul românesc de către puterile centrale a reprezentat, practic, o bogă de oxigen pentru acestea, în sensul că, la vremea respectivă, populația Germaniei, Austro-Ungariei, a Turcii, practic, se afla în stare de înfometare. Era pe punct de exista situația de a exista situații de foamete. Iar ocuparea teritoriului românesc, repet, a însemnat o grupă de oxigen. Practic, a luat absolut toate, a achiziționat absolut toate produsele alimentare și nu numai. De aceea, aprovizionarea cu produse de strictă necesitate era un lucru foarte, foarte, foarte greu. Bineînțeles că în situații de genul acesta de război, în situații grele, au început să apară și speculanții, iarăși am găsit un document, îmi pare nu avem prezentarea, dar nu vi-l pot arăta, un document prin care primăria orașului Carapac, împreună cu autoritățile militare germane din localitate, au hotărât ca piața orașului să se deschidă la ora 5:30, în condiții în care până atunci piața orașului se deschidea la ora 3:30, iar speculații aceștia veneau și cumpărau de la producători produse alimentare respective și, bineînțeles, după cum știm, revindeau cu un preț foarte, foarte mare. Și ca să contracareze acest lucru, primăria și autoritățile militare au hotărât ca piața orașului să se deschidă la 5:30, adică să se dea, practic, o șansă și cumpărătorii obișnuiți, dacă putem spune așa. De asemenea, autoritățile de ocupație au instituit un control strict asupra tăierilor de animale, de către persoanele particulare. Cei care încălcau această ordonanță urmau să fie astru pedepsiți. Și citesc din această ordonanță care a fost dată la nivelul teritoriul ocupat, deci chiar numai în localitatea de care vorbim, Carapace. Citesc. Tăierea boilor de hamă, a vacilor răptoase sau fătătoare, a scroafelor fătătoare, a pocilor sub 60 kg, a oilor fătătoare, a mieilor, cum și a găinilor răutoare, este oprită în circumscripția militară România. Iarăși un alt paragraf. Persoanele particulare trebuie să ceară permisiunea prealabilă a autorității militare competente, este, am respectat exact grafia din text, pentru tăiere. Numai în cazul de forță majoră, bine justificate, se poate trece la tăiere, fără autorizația prealabilă. Și atenție, în aceste cazuri, carnea trebuia oferită de îndată oficiului militar competente, deci nu rămânea la proprietarul respectivei vite sau păs. Cine contravine aceste ordonanțe va fi pedepsit cu amendă de până la 3.000 de lei sau cu închisoare până la 6 luni sau cu amândouă odată. De remarcat este faptul că toate ordonanțele sau majoritatea ordonanțelor care s-au dat de administrația militară germană în România, pe casa aceasta de amenda de până la 3.000 de lei, în unele cazuri am primit și până la 3.000 de morci,
și închisoare de 6 luni, era cumva general, era oferită cu multă, cu multă generozitate tuturor celor care încălcau legea, legea arbitrală impusă. Apropo, legat de reguli arbitrale, autoritățile de ocupație au încercat prin toate mijloacele posibile să stoarcă sume de bani de la populația civilă, să impună tot felul de taxe, tot felul de amenzi, tot felul de impozite și cea mai aberantă dintre acestea, nu o să vină să credeți, nici mie nu mi-a venit să cred când am găsit un arhiv de asta și o lucrare de specialitate, a fost așa numită taxa pentru câini, a față în proprietatea cetățenilor. Ce înseamnă asta? Fiecare cetățean, fiecare localnic, fiecare care postea un câine, trebuia să plătească pe an o anumită taxă. În orașul Calafat, aceasta a fost stabilită la 10 lei pe an, pentru un câine, pentru un singur câine. Dar pentru al doilea câine se stabila taxa de 20, pentru al treilea de 30 și așa mai departe, până la al cincilea câine. Fiecare cetățean român nu avea voie să aibă mai mult de 5 câini. Și iarăși, legat de această taxă absolut aberantă, penibilă, nu știu cum să o catalogez, o culme a absurdului a reușit să o stabilească comandantul militar al Cărării, Mariu Șvabe, care a fost recunoscut de către contemporani pentru dubitatea sa și pentru măsurile aberante pe care le-a luat. El a emis o ordonanță pentru planul de cărat, adică pentru Cărării, prin care aceștia erau formați, nici mai mult, nici mai puțin, decât să facă cum o știi, să facă ce o știi, ca să nu mai late câini noaptea, să nu mai turbe liniștea soldaților armatei ocupante. Ceea ce este o chestie, repet, o culme absolutului greu de stabilit și de gândit. Toți câinii care erau găsit pe stradă erau fără drept de apel împușcați. Și acest lucru, iarăși în cazul Cărării, a dus și la un deces. Un câine care a ieșit pe stradă și a arătat ca un soldat german, în zona, dacă mă înșel, a actualei biserici Manora Dudu, soldatul respectiv a scos imediat arma și avea țintit. Dar, din păcate, glonțul a ricoșat din pavaj și a murit o fată nevinovată, Adela Gluma. Câteva scurte și foarte suficiente concluzii. La începutul secolului 20, Calafatul era un oraș în plină dezvoltare, fiind unul dintre cele mai importante porturi românești la Dunăre. După cum am văzut, orașul a fost ocupat la începutul unii noiembrie de către trupe bulgare. Acestea au început campanie de jefuire a avutului public și particular și au făcut și o serie de abuzuri. Administrația militară a impus un control strict asupra libertății cetățenilor și a proprietății acestora. Și, după cum am văzut, au fost impuse cu forța o serie de măsuri, de taxe aberante, în scopul atragerii cât mai mari de bani de la populația civilă. Ca surse bibliografice, în principal este vorba de surse inedite, provenite din fondul Serviciului Județean Arhivelor Naționale Doș, fond Primăria Craiova. În principal vorbim aici de dosare 21/1914, 13/1914, 14/1914, 1/1917, 2/1917, 3/1917, 6/1919 și 8/1919. A lucrări edite legate de istoria orașului Calafat, care sunt, zic eu, de bază. Vorbim de lucrările lui Vasile Petrișor și Mândoiu Revius, Calafat, pe de istorie, apoi la Preva Lectura Scrisul Românesc în 1922, și de lucrarea doamnei Anișoara Ionela Tuță, monografia orașului Calafat, Preva Editura Regis, 2018. În speranța că am fost cât mai înțeles în absența prezentării, vă mulțumesc pentru atenție. Dacă sunt întrebări, vă rog să-mi spuneți.